pot lua, în primul rând, decizia să pierd în greutate. Pot lua decizia importantă, dragi privitori, de a face mai multă mișcare, că să nu uităm că articulația este sprijinită de mușchi. Că de fapt este sistemul, aparatul locomotor, e un aparat de mușchi și de articulații. Ăsta e cel mai puternic din organismul uman, quadricepsul. Normal că îmi susține bine genunchi, dar trebuie și quadricepsul să aibă forță, să fie lucrat. Și atunci, pe de o parte, slăbesc, pierd în greutate, îmi mențin masa activă, îmi mențin masa musculară, tonific musculatura mare cel puțin, după care încep cu ajutoare. Pe articulații, ce pot face? Să iau condroprotectoare. Și n-aștept stadiul 4 când e tardiv. Încep și eu mai rapid. Iau condroprotectoare. 3-4 luni la rând, în doza recomandată de producător. Pot să fac infiltrații. Ori cu formule cu acid hialuronic, ori cu PRP, funcție de diagnostic. Pot să fac recuperare. Recuperarea fiind electroterapie, kinetoterapie sau hidrokinetoterapie, excelentă în cazul artrozii, că n-apă te mici mai ușor. Pot să fac masaj, mai îmi drenează zona, mai îmi tonifică musculatura. Deci sunt niște lucruri care pot fi făcute, niște terapii, scopul nefiind de a vindeca, asta e o chimeră, de a preveni degradarea consecutivă. Sunt niște momente când e un obiectiv în sine să rămâi cât mai aproape de starea actuală. Trebuie să fim realiști, că și un condroprotector, cât de bun ar fi el, nu o să-ți dea înapoi din cartilajul pierdut. Da? Tu nu poți să ai o condropatie patelofemorală de gradul 4, iei un super condroprotector și opa, după 2 luni e gradul, sau după 4 luni e gradul 2. Niciodată. Obiectivele realiste țin de menținerea imaginii radiologice, indiferent că ecografic sau RMN, în parametrii normali, dar prin prisma unei musculaturi mai lucrate și prin prisma unor kilograme mai puține, acea deficiență, acel deficit poate fi resimțit mai puțin de persoana respectivă. Adică pe aceeași imagine radio, pe aceeași imagine RMN, pe același aspect paraclinic, pe aceeași poză, cum se spune în popor, pe aceeași poză, omul se simte mai bine cu 10 kg mai puțin și cu o infiltrație făcută în genunchi și cu gimnastică medicală și mai știu ce a mai făcut el. Deci la un moment dat demersul nostru terapeutic, chiar dacă nu poate să schimbe cu adevărat niște imagini, poate schimba semnificativ calitatea vieții. Și să nu uităm un alt aspect neglijat de mulți pacienți: măi, când te simți bine, zice, mă simt bine, deci nu mai fac nimic. Greșit, eronat, total fals. Când ne simțim bine, noi trebuie să facem tot ce putem ca să prelungim această stare și ulterior. Eu când mă simt bine, nu zic, gata, m-am simțit bine, am închis, nu mai fac nimic și aștept următorul episod. Mai mult decât atât, valabil și în cazul durerii de spate, despre care am mai vorbit și cu alte ocazii. Momentul cel mai bun pentru a face gimnastică medicală, pentru a merge chiar la, în stațiune, la băi, gen Slănic, Moldova, Vatra Dornei, Felix, unde mergem noi, momentul cel mai bun e momentul când nu te doare. Tu nu te duci în acut acolo, că nu te duci să-ți faci injecții cu antiinflamator în stație. În momentul când nu te doare, tu te duci ca o profilaxie secundară. Deci m-a durut odată, asta e secundar, m-a durut-o. Fac profilaxie secundară ca acel moment dureros să apară cât mai rar, cât mai târziu și să aibă intensitate cât mai mică. Ăsta e un target realist. Eu ca medic, 20 de ani de experiență în spate, cred că e foarte important să le transmitem pacienților noștri niște ținte realiste. Nu bazaconii, că o artroză nu o să te mai deranjeze niciodată. Exclus. Dar lucrurile astea pot fi aia. Înaintarea în vârstă nu trebuie să fie un blestem, ci trebuie să avem inteligența și capacitatea de a ne adapta la vârsta respectivă și de a ne mula obiectivele pe posibilitățile fizice actuale, dar nu să ne subestimăm. Nu mai poți să alergi ca la 25 de ani, 55 de ani, dar nu înseamnă că trebuie să te deplasezi cu baston.
Adică trebuie să rămânem realiști și inclusiv femeile în perioada perimenopauză, să-i spun așa, ar trebui, ok, cu ce le dă medicul endocrinolog, cu eventuale tratamente hormonale, ar trebui să rămână activ. Adică perioada asta nu este o perioadă care să stai în casă și să bocești, pur și simplu trebuie să te bucuri de viață, pentru că libertatea mișcării nu ți-o poate îngrădi nimeni. Asta este evident, decât Doamne ferește cine știe ce traumatism acut sau boli invalidante, dar această situație este totuși rară, din fericire.